Salut, camarazi! E aproape ora două, uite, mi-am făcut și eu ceva de mâncare. Mi-am făcut niște orejuri cu virgulă cartofi, așa cu multe mirodenii. Ia uitați-vă cum arată un piept de găinușe, două coponele la meserie și uitați-vă cum arată. E saburii de ele, că de-abia le-am scos din cuptor. Aici am niște legume fierte și aici am desertul, niște fructe de-astea mai exotice și apă minerală și ulei de măsline de la Harghita și usturoiașul de rigoare, știți? Un pic de sare, deci o mâncărică simplă, binecuvântat, o mănânc acum caldă să meargă la suflet, cu legumele astea aici, am vinete, ardei, usturoiaș și ceapă. Știți? Deci totul e, ca să zic așa, asortat pe cărniță și legume și orejori basmati din Persia antică. Cartofii românești de aia roșii, eu zic că arată bine. Dacă sunteți la masă, vă doresc și vouă o poftă bună, să vă fie de bine. Uite, mă așez și eu la masă. Uitați cum arată, eu zic că arată decent. Ia uitați-vă. Copănaș de găină de țară, cartofi roșii și orez cu multe, multe mirodenii, cu mărar, cu de toate. Hai, poftă bună!